Salutare! Vorbim astăzi despre un posibil traseu de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria B din orașul Iași. Suntem în parcarea Piciu, de lângă Bulevardul Alexandru cel Bun și începem deplasarea. În această parcare, deplasarea se efectuează într-o singură direcție, iar despre asta ne informează marcajul aplicat. Întâlnim și indicatorul trecere de pietoni. La ieșire din parcare, întâlnim indicatorul cedează trecerea. De aceea vom semnaliza dreapta, ne vom poziționa cât mai aproape de partea dreaptă și vom ceda trecerea vehiculelor care se deplasează pe drumul cu prioritate. Apoi, virând la dreapta și selectând banda din dreapta sau banda întâi, vom întâlni indicatorul drum cu prioritate și panou adițional despre direcția drumului cu prioritate spre dreapta. Noi, având intenția de a vira la stânga pe Bulevardul Alexandru cel Bun, vom semnaliza stânga, ne vom asigura în oglinda stângă, apoi vom selecta banda a doua și vom ceda trecerea vehiculelor care vin din dreapta. Deci, ieșind din parcare, ne-am asigurat, am selectat banda întâi, apoi semnalizăm, ne asigurăm în oglinda stângă și trecem pe banda a doua. Semnalizând, vom ceda trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă în cazul dat, apoi vom vira spre stânga. Întâlnim indicatorul trecere de pietoni. Iarăși indicatorul trecere de pietoni. Vom ceda trecerea pietonilor. Iar aici vom vira la dreapta pentru a intra pe pasajul Alexandru cel Bun. Întâlnim indicatorul cedează trecerea și totodată să fim foarte atenți, deoarece întâlnim marcajul linia continuă, care se interzice de a o intersecta. Deci vom selecta banda întâi cu mare atenție, sigur, cedând trecerea celorlalți participanți la trafic. La semnalul roșu ne vom opri și vom aștepta semnalul verde al semaforului.